Mă numesc Dragoș Rotaru, sunt director tehnic în cadrul firmei Vradrom. Mă ocup cu coordonarea activității tehnice, supervizarea activității de producție, ca și proces tehnologic. Materia primă este extrasă din terasa râului cu un excavator. Transportul materiei prime către stația de sortare se realizează cu camioane rigide 8x4. Materia primă este adusă pe instalație, unde urmează un proces de spălare, sortare, concasare, rezultând agregatele minerale. În contextul dezvoltării companiei, am găsit o oportunitate de a accesa un program european. Împreună cu reprezentantul comercial al firmei Bergerat Monoior, am configurat un set de utilaje pentru construcția de drumuri. Vrem ca activitatea noastră să se extindă și peste acest segment. Am acționat un pachet de utilaje pentru drumuri, cuprinzând un excavator, două încărcătoare frontale, un grader, un compactor, un buldo-excavator, un buldozer, o stație Trimble pentru eficientizarea activității. Alegerea echipamentelor Caterpillar a contat foarte mult fiabilitatea, profesionalismul echipei Bergerat Monoior din România, posibilitatea dotării utilajelor cu tehnologie de ultimă generație, care eficientizează activitatea. Vom scurta termenele de execuție, va exista o calitate a construcțiilor și a lucrării foarte bună și mult mai precisă. Unul dintre avantajele este și faptul că avem o garanție extinsă la utilaje pe 3 ani, cu mentenanță inclusă. Cu siguranță vom colabora și pe viitor cu echipa Bergerat Monoior și inclusiv cu Caterpillar. Pasul următor sunt serviciile post-vânzare, care cu siguranță vor fi ca și până acum la un nivel înalt, cu profesionalism, și vor crea premisele unei viitoare colaborări.